Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 15. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Vera Pleșca, vă prezint știrile orei. Medicii din Republica Moldova au inventat și brevetat o metodă de tratament pentru pacienții cu forme medii de COVID-19. Este vorba despre ozonoterapie, procedură prin care sângele pacientului este îmbogățit cu oxigen, transmite IPN cu referire la Radio Europa Liberă. Potrivit profesorului universitar de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie, Nicolae Bodruc, miile de pacienți care au făcut ozonoterapie în timpul pandemiei de COVID-19 nu au trecut într-o formă mai gravă. Terapia poate fi folosită și pentru tratamentul altor boli, cum ar fi herpes, hepatite, pancreatite, gastrite, diabet, zaharat, dureri de cap. Invenția a fost premiată cu medalii de aur și argint în România și Republica Moldova. O nouă secție de terapie intensivă a fost deschisă ieri la Spitalul Raion al Căușeni, Ana și Alexandru, transmite Moldpress. Pentru construcția secției au fost investite circa 13,8 milioane de lei, dintre care Consiliul Raion al Căușeni a oferit peste 5 milioane de lei, Ambasada Cehiei circa 4 milioane, Spitalul Raion al Căușeni aproximativ 1,8 milioane de lei, iar restul sumei a fost adunată din donații. Echipa Smurt din Republica Moldova a fost decernată ieri cu premiul pentru profesionalism în asistență medicală la Gala Elitelor Medicale, ediția a 7-a, organizată la Iași. Potrivit unui comunicat de presă al ICSU, angajații Smurt din țara noastră au fost menționați pentru dedicație și suport acordat sistemului medical din România în lupta cu pandemia COVID-19. La eveniment au participat peste 400 de persoane notorii din domeniul medical și al sănătății. În cadrul evenimentului au fost decernate mai multe premii, printre care pentru cele mai bune echipe de urgență, cei mai buni medici, pentru educație și cercetare în domeniul medical, dar și excelență în medicină. Gala Elitelor Medicale marchează profesionalismul și eforturile depuse în activitatea medicală și întrunește elitele medicale din România, dar și Republica Moldova. Amintim că anul trecut, în perioada pandemică, mai mulți medici și paramedici din Republica Moldova au fost delegați la Iași pentru a contribui la tratarea pacienților infectați cu COVID-19 din România. Circa 850 de refugiați ucraineni s-au angajat în câmpul muncii din Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor, cei mai mulți ucraineni s-au angajat în Chișinău, peste 600 de persoane. Conform informațiilor, cele mai solicitate funcții sunt cele de programator, inginer, vânzător, medic, educator, operator de date și altele. Totodată, peste 170 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, oferind circa 2300 de locuri de muncă vacante. Peste 600 de cetățeni ucraineni s-au înregistrat în evidențiile subdiviziunilor teritoriale din subordinea ANOFM pentru a primi suport la angajare. Igor Munteanu, ex-deputat al Platformei Demnitate și Adevăr, a fost ales președinte al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare în cadrul Congresului Noii Formațiuni Politice, care s-a desfășurat astăzi la Chișinău. Igor Munteanu a fost unicul candidat propus pentru această funcție. Înainte de vot, membrii formațiunii, delegații la Congres, au aprobat statutul și programul politic al CUP. Astfel, printre prioritățile anunțate de CUP se numără aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, crearea unor spații comune integrate cu România, ceea ce va stimula potențialul, resursele și instituțiile celor două state într-un proiect de unitate națională, deschiderea locurilor de muncă, dezvoltarea economică durabilă și descentralizarea efectivă a puterii de stat. De asemenea, a fost aleasă componența Consiliului Politic Național Provizoriu, care va funcționa până la înregistrarea oficială a partidului. Și datele despre vreme. Astăzi se prevede cer variabil, fără precipitații esențiale, vântul va sufla din sud-est moderat, izolat, cu intensificări presiunea atmosferică, va fi normală. Valorile de temperatură se încadrează astăzi între 13 și 18 grade, acum în capitală sunt 17 grade. Doamnelor și domnilor, ați audiat un buletin de știri la Radio Moldova.